start. Asta e viraj la cimitir, e foarte lung. Da, vezi, stai neutru, stai neutru și la atacăm la ieșire aici, uite. Să simți cum pleacă. Uite un om acolo, da, ce căutare. Între sistemele foarte mult. Aici va fi udul, ne-am zis că e capcană pentru ei. Trebuie să vii așa pe mijloc. Uite, vezi apa? Uite. Da. Ai văzut? Dacă îți iau și niște loc ăsta. Iarăși este apă, vii la bordură frumos curată. Vezi? Uite, fuge, 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 da, da. Da? Fain. Până sus, da, să răcești frânele, să răcești puțin motorul. Deci deja toată lumea reduce ritmul. Știți, startul am avut de pe loc, sosirea lansată. Și când treci peste celulă, se înregistrează timpul. De fapt, în campionatul de viteză în coastă, primele urcări sunt de recunoaștere. Prima, asta e, de fapt, nu contează în concurs. Ai dreptul la două urcări de recunoaștere, după masă două de antrenamente care sunt cronometrate, calificări pentru mâine, ca la Formula 1, știi? Deci astea sunt calificările. Și mâine iarăși au două ture de recunoaștere și două de concurs, două mașe de concurs după masă, care se cumulează timp. Timpul cel mai bun câștigă. Super. Da, uite. Aici întoarcem.